Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și dacă vă plictisiți în concediu ăsta, când stați la piscină, puteți să intrați pe internet și să accesați chatbotul de inteligență artificială de la Google. Are și Google chatbot? Da, a fost lansat mai demult, acum a fost lansat și în Uniunea Europeană, în 27 de țări din Uniunea Europeană, inclusiv în România. Bard, îi spune. Bard? Bard. Bardul Google. Bardul Google, da. Da, intri. Okay. Stai că îți spun și cum, cred că este Bard plus un Google. Stai puțin să intru. O secundă. Deci, site-ul este bard.google.com. Ok. Și îi scrie în limba română, el îți răspunde în limba română. Din prezentare citim, e capabil să comunice și să genereze text într-un mod asemănător omului. Se bazează pe informații la zi pe internet pentru a oferi răspunsuri de calitate bazate pe informații actuale, nu știu ce. O să-i cer, de exemplu, citez dintr-un text de prezentare, poate răspunde la o cerere de tipul recomand o mâncare cu următoarele ingrediente: năut, ardei și fasole verde, și îți face o rețetă. Serios? Da. Eu pentru care... mă apuc și eu de gătit. Da. Cineva i-a cerut, am găsit pe net captura asta de ecran, întreabă cum pot să gătesc niște răbdări prăjite. Mișto. Și răspunsul este următorul: răbdările prăjite se gătesc în 5 pași. Preîncălziți o tigaie mare sau un grătar la foc mediu înalt, ungeți tigaia sau grătarul cu ulei de floarea soarelui, într-un bol mare amestecați răbdarea cu făina, sare și piper, adăugați răbdarea în tigaia sau grătarul încin și gătiți timp de 2-3 minute pe fiecare parte sau până când se rumenește și sunt gătite conform preferințelor dumneavoastră. Serviți imediat cu sos de soia și orice alte garnituri preferate. Iată câteva sfaturi pentru gătirea răbdării prăjite, răspunde Google chatbotul de inteligență artificială. Care simți umorul, asta da. E tare. Alegeți răbdare proaspătă, cu carnea rozalie și fermă. Nu gătiți răbdarea prea mult, deoarece va deveni uscată și cauciucată. Serviți răbdarea imediat pentru a obține o textură optimă. Și iată și câteva idei pentru garnituri care se potrivesc bine cu răbdarea prăjită: orez alb, orez brun, orez sălbatic, cartofi prăjiți și cartofi piure. Deci numai carbohidrați, ceea ce nu e bine. Altcineva, apropo de... răspunde la întrebări în mod cuprinzător, informativ, răspunsuri de calitate bazate pe informații actuale. Cineva întreabă: cum se numește o găină însărcinată? Și Bard răspunde: o găină însărcinată se numește găină cloșcă. Bravo! După care, da, întreabă: câți pui poate naște o cloșcă? Asta, mă uit la poza de profil, cred că e domnul Cristoiu tânăr. Câți pui poate naște o cloșcă? Ia, și ce zice? Răspunde Bard: de obicei, o găină cloșcă poate naște între 10 și 12 pui. Bravo! Cu toate acestea, există cazuri în care o găină cloșcă poate naște până la 20 de pui. Numărul de pui pe care îi poate naște o găină cloșcă depinde de mai mulți factori, cum ar fi vârsta găinii, calitatea hranei și starea de sănătate a găinii. Ca să ne lămurim cu inteligența artificială. Luca se gândește serios. De ce taci, mă? Zici ceva. Nu știu, acum aflu și eu prima oară câți pui poate să fac o cloșcă. Nu, sunt... Hai că aici trebuie să punem o pauză. Știam că face ouă zilnic, dar mai departe nu știam. Ok. Bine, mulțumim frumos pentru atenție. Ce te-a blocat? Hai că ia dacă clocește, mai face ouă. Emisiunea aici? Hă? Înclocește, găina mai continuă producția de ou? Hai când devine mamă, dacă nu iei ou. Deci nu practic, iei ou și mănânci, chiar... dacă nu îi lini și îl lași, îl clocește. Dacă îl clocește spre a deveni... În cloșca nu naște pui. Evident. Mai citit evenimentul zilei mult prea devreme în copilărie. Numai întrebarea lui e după ce face o serie de ouă pe care stă... Dacă e lăuză, da? Adică... Așa, dacă mai continuă să facă și alte ouă. În timp ce clocești. Depinde de cocoșe. Adică bine. Și cocoșul se uită la ea și na. Dacă vreți să-l lămuriți pe Luca, dați-ne mesaje 0728 3132. Eu sunt convins că problema asta e rezolvată. Nu ne trebuie Bard pentru asta. S-a rezolvat deja, cineva știe răspunsul. A venit, gata, nu mai o cât plăcește pauză. Și cum prefer, să o sau să... Să o de încolo de pui. Bine, am pierdut. Cred că mi l-a luat Luca, Ilei.
Ăsta cu găina cu 12 pui? Da, ăsta. Zice, salut, George din București. Referitor la găină care a născut 12 pui, știți ce a făcut un domn? A văzut că puii stăteau grămadă lângă cloșcă, el a crezut că nu poate mânca, așa că a tuns găina pe burtă ca puii să găsească sânii să mănânce. Iar altcine mi-a zis că nu mai face ouă cât clocește, pentru că puii încep să sugă și ea nu mai poate. În acest context, am întrebat chatbot-ul de inteligență artificială, Google. Dacă inteligența asta artificială o să ajungă să conducă lumea. O să fie o lume veselă. Deci am întrebat, cât timp trebuie alăptați puii de găină? Ce ai întrebat? Da. Și ce a zis? Și răspunsul a venit practic instantaneu. Puii de găină sunt alăptați de mama lor timp de aproximativ 6 săptămâni. În acest timp, ei primesc toți nutrienții de care au nevoie pentru a crește și a se dezvolta. După 6 săptămâni, puii sunt pregătiți să înceapă să mănânce hrană pentru pui adulți. Dacă puii sunt orfani, așa, sau mama lor nu produce suficient lapte, atunci trebuie să fie hrăniți cu lapte de pui artificial. Laptele de pui artificial poate fi găsit la majoritatea magazinelor de animale de companie. Este important să hrăniți pui cu lapte de pui artificial conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Hrănirea lor prea mult sau prea puțin poate duce la probleme de sănătate, răspunde Bart. După care continuăm. Iată câteva sfaturi pentru hrănirea puiilor cu lapte de pui artificial. Utilizați o sticlă cu biberon special concepută pentru puii de găină. Asigurați-vă că laptele este la temperatura camerei. Deci vrem... Deci, serios, adică băi, biberon că... pentru puii de găină este bombă. Hrăniți puii de 3-4 ori pe zi. După ce puii au terminat de mâncat, asigurați-vă că sticla este curățată și dezinfectată corespunzător. Mă așteptam să spună să-i luăm în brațe, să-i batem ușor pe spate ca să râgâie pe cioc. Și, în fine, încheie cu îngrijire adecvată, puii de găină pot fi crescuți cu succes fără mama lor. Drept pentru care, în mod logic, am întrebat, câte țâțe are o curcă? Și Bart a răspuns, curcile... au 4 țâțe. Țâțele sunt situate sub aripi și sunt folosite pentru a lăpta pui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.